Doamne, n-am mai fost la școală de ani de zile. Este extraordinar. Văd că s-a mai renovat totul. A, ce bucurie! Sărut mâna, sărut mâna, doamna profesoară. Bine ai venit, Paul. Bine ai venit la școala. La mulți ani. La școala care te-a găzduit 8 ani. Sărut mâna, vă doresc sănătate și la mulți ani. Minunate care mi le-ai oferit. Dragi prieteni, vreau să vă spun că suntem la școala Avram Iancu. Aici mi-am făcut primele studii și sunt foarte fericit de fiecare dată când vin și îmi întâlnesc profesorii. Dar astăzi am vrut, la început așa de martie, să aduc un mic buchet de flori celei care m-a descoperit, să zic așa, la careul școlar și la manifestările artistice de aici, de la școala generală, doamna Mona Gavrilescu. Sărut mâna! Am avut mare bucurie să te pot descoperi, cum zici tu, atunci când aveam careul mare, 1200 de elevi aveam. Extraordinar! Și tu ne încântai cu vocea ta caldă, plăcută, și de atunci am zis, nu-i nimic, acest tânăr va merge mai departe. Dar vreau să vorbim despre asta și nu oriunde, ci în clasa mea, și îmi aduc perfect aminte, am fost în clasa A, cum ar veni, deci clasa 5A, 6A, 7A, și era prima clasă din școală. Acolo vreau să mergem la băncuța mea și să povestim. Bine, mulțumesc. Bine, Paul, plăcere. Doamna profesoară, care e sentimentul în momentul în care intrați în această instituție? E greu de exprimat. Întotdeauna vin lacrimile, pentru că în această instituție am lăsat 25 de ani din viața mea, dăruiți școlii, elevilor, copiilor mei dragi, pe care i-am iubit și i-am adorat. Dovadă, le-am lăsat un teren de basket în curtea școlii, amintire de trecerea mea prin această școală. Trebuie să spun telespectatorilor care ne privesc acum la Drag de România Mea că în momentul în care dumneavoastră m-ați descoperit pe mine, eu eram mititel, foarte sensibil, foarte delicat, să zic așa, pentru că nu vroiam să cânt în fața publicului. Dar ce nu știu telespectatorii e faptul că doamna profesoară în momentul acela era director adjunct aici la această școală și era profesor de limba franceză. Am iubit întotdeauna limba franceză. Dar pe lângă profesia dumneaei, dânsa se ocupa de toate manifestările artistice ale școlii și de educația colegii mei, elevilor din perioada aceea. Țin minte că făceam activități foarte frumoase și, în special, recitam poezia marilor noștri poeți. Exact, erai și recitator și cântăreț la vremea aceea. Cântai atât cântece de muzică populară, ușoară, cât și patriotice. Însă, cu mult efort, ai reușit să-ți învingi timiditatea. Urcai greu pe scenă, dar când erai pe scenă, aduceai lumină. Lumină în sufletele noastre, căldura vocii tale și lumina ochilor și a sufletului mi le transmiteai nouă. Ropote de aplauze. Îmi amintesc la clubul de la Sticla, unde aveam serbările școlare. Și atunci am hotărât să mergem la concursul Cântarea României să te prezint marelui om de televiziune, Tudor Vornicu. A fost un moment pe care n-am să-l uit niciodată, pentru că nimeni nu ajungea la Cântarea României. Trebuia să ai voce, să fii talentat, pentru că se trecea printr-o comisie exigentă acolo. Eu am reușit să iau faza pe oraș, dar și faza pe țară și țin minte că eram la Casa de Cultura Studenților și aveam niște emoții colosale. Dar tot timpul mă gândeam la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați fost un om pozitiv, un om care emanați o energie specială. De aceea și la careul școlar, în fața celor peste 1000 de elevi, eu cântam în fiecare dimineață, dădeam tonul pentru imnul României și dacă vă aduceți aminte, pe vremea aceea cântam Trei culori cunosc pe lume, amintind de un brav popor ce evitează cu un vechi renume sau așa ceva, nu mai știu cum erau versurile imnului vechi, dar parcă fiecare își știa locul lui. Era o disciplină. Care nu mai e azi. Nu mai este astăzi, dureros. Trebuie să spunem că ce a fost bun s-a pierdut.
fiecare detașament avea locul precizat. Comandantul în față, disciplină, se cânta, se ridica catargul, drapelul la catarg. Și era un moment emoționant. Și bine ar fi dacă și astăzi am revenit la aceste însemne și aceste tradiții care se pierd. Doamna profesoară, ați avut posibilitatea de nenumărate ori să rămâneți în Franța. Știu că ați stat o perioadă mai îndelungată acolo, da. Ați avut familia acolo, da. După ce v-ați pensionat de aici. Și totuși nu ați rămas în Franța. De ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că fiecare invitat în emisiunea mea îmi povestește câteva lucruri despre această țară. De ce ați ales totuși să vă întoarceți acasă după atâția ani? Eu am rădăcini puternici aici. Nu le puteam nici cum implanta într-o altă țară, deși vorbeam limba, deși cu ceea ce mă pot mândri și sunt foarte bucuroasă, am 28 de profesori de limba franceză care mi-au trecut prin mână, indiferent că erau micuți la terminare sau la post-liceală. Și totuși eu m-am întors că aveam aici sufletul, aveam băiatul aici, care și el e profesor de franceză la liceul Mihai Viteazu. Aveam motivele mele să vin de unde am plecat. Exact cum faci tu. Mergi în toată lumea și mă bucur pentru tine că te întorci. Te reîntorci la sursă, de aici. Doamna profesoară, suntem la început de primăvară. Este prima emisiune din sezonul 4. Oamenii se uită la noi. Oamenii ne iubesc. Încerc în emisiunea asta să aduc marile personalități ale culturii române. Încerc în emisiunea asta să oferim muzică ușoară, muzică populară, dar și oameni care au scris o pagină importantă a culturii române. Nu exagerez astăzi când spun că dumneavoastră scrieți o pagină importantă pentru tot ceea ce înseamnă învățământul turdean. Dumneavoastră ați însemnat mult pentru maturii de astăzi. Mergând pe stradă, de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, văd că oamenii vă salută și unii spun: da, ați fost la mine la clasă, da, ne-ați predat franceza, da, ne-ați fost dirigintă. Astăzi vreau să vă îndeplinesc o dorință la început de martie, mai ales că suntem în 8 martie și sărbătorim femeia și mama. Și pentru că sunteți mamă, vreau să-mi spuneți în momentul acesta, excepție făcând eu, știu că mă iubiți, că mi-apreciați cântecele, aș vrea să difuzez un artist care v-a încântat tinerețea, care v-a făcut mai fericită în zilele dumneavoastră înnorate. Ce artist ați vrea să ascultați astăzi în emisiunea noastră? Mulți îmi plac, începând cu tine, bineînțeles. Mulți îmi plac, dar mi-amintesc mult de Dan Spătaru. Dan Spătaru, toată tinerețea mea, cu șlagările lui, sunt cântate și astăzi, și sensibilitatea lui muzicală, și avea ceva, să nu spun lipici, ceva la șarm, avea carismă. Doamna profesoară, vreau să vă mulțumesc, să vă spun că vă iubesc, să vă doresc sănătate, să vă bucurați de familia dumneavoastră și vă invit, stimați spectatori, pe drumurile acestea ale copilăriei mele, să-l ascultăm pe Dan Spătaru, pentru că și eu am crescut cu muzica acestei mame. Fiecare venirea mea la Turda îmi provoacă nostalgie și amintiri. Sunt foarte fericit astăzi că sunt aici. Doamna profesoară, vreau să vă rog să luați loc. Vreau să vă ofer astăzi, din partea mea, știți, anul acesta am făcut 25 de ani de activitate profesională și încă 25 cu aceleași succese. Vă mulțumesc. Și pe 22 martie, la Sala Palatului în București, voi avea un concert Fuego Sinfonic alături de Orchestra Metropolitană și Corul Acustic, alături de dirijorul Daniel Ginga. Astăzi vreau să vă dau CD-ul Fuego 25, să vă ofer un calendar și vreau dimineața, doamna profesoară, pentru că știu că beți cafea bună, să vă ofer o cană pentru cafea cu numele meu. Și eu am un mic cadou pentru tine, da. Și vreau să spun că talentul, sensibilitatea, drzenia cu care care te-a marcat toată viața, nu ar fi putut să aibă loc decât cu ajutorul acestei
Măicuța Domnului, că pe care ți-o ofer din suflet, să o porți cu tine și să-ți porte noroc și să-ți dea inspirație în continuare. Vă mulțumesc, doamna profesoară. Știți, iconița aceasta, care să știți că are foarte mare importanță pentru creștinism. Icoana se cheamă Ierusalimitița. Este prima icoană făcătoare de minuni a lumii. Este icoana de la mormântul Maicii Domnului. Asta mi-ați oferit astăzi. Mă bucur că ți-am oferit ceva de suflet. Vreau să vă mulțumesc și așa cum vă spuneam de fiecare dată că mi-e dragă România, eu cred că România aceasta s-a construit prin dragoste. Prin dragostea românilor de frumos. Și cred că refrenul lui Gheorghe Gheorghiu este atât de adevărat în momentele astea la început de martie, pentru că unde dragoste nu e, nimic. Hai să mergem în cancelarie, pentru că astăzi o să vă prezint, stimați spectatori, o mare personalitate a culturii turdene. E vorba de domnul profesor Mircea Ioan Casimcea. Îl iubesc, îl apreciez, a fost managerul teatrului Aureliu Manea, a fost un om de cultură important al orașului, scriitor. Cred că îl găsim în cancelarie. Domnul profesor, așa se anunțau elevii să intre așa în pauză. Este. Bine v-am găsit. Bine, bine. Mă bucur bine foarte mult. Mă bucur să vă revăd. Și eu. Mie îmi face o deosebită plăcere atunci când te văd la televizor și în mod deosebit foarte rar când vii la Turda. Domnul profesor, știți, e o perioadă grea, zic eu, astăzi pentru cultura română. Și încercăm la emisia aceasta să aducem valori din diferite domenii de activitate. Emisia aceasta vine ca o încununare a tot ceea ce am realizat eu în anii tinereții aici, în orașul acesta, mai ales că suntem la început de martie și dedicăm această emisiune mamei. Vreau să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră perioada tinereții și perioada în care o aveați pe mama? Perioada tinereții mele a fost foarte frumoasă, cum de altfel este tinerețea fiecărui om, fie bărbat, fie femeie. Am terminat liceul, prima serie care a terminat liceul cu 10 clase. Deci la 17 ani eram absolvent de liceu. Unde ați terminat liceul? La Constanța, la colegiul Mircea cel Bătrân. După terminarea liceului am urmat cursurile unui institut de biblioteconomie din București. Scriam încă de când eram elev și versuri și proză. Și în ultimul an la București voiam neapărat să ajung într-un oraș sau într-o zonă unde există reviste culturale. La Constanța exista numai ziarul Dobrogea Nouă, unde nu aveam posibilitatea să public și nici nu publicau ei literatură beletristică. Și atunci m-am interesat în zona Clujului ce post liber este. Mi s-a spus Turda. Am întrebat câți kilometri sunt de la Turda până la Cluj ca să ajung eu mai repede la reviste. Păi sunt aproximativ 30 de kilometri. În fine, am ajuns la Turda, la Comitetul Raional de Cultură, la Biblioteca Raională și în felul ăsta am rămas la Turda. Am inspirat suficient praf de ciment de la combinatul de ciment de la noi ca să îmi pot permite că sunt turdean. Domnul profesor, vreau să vă ofer astăzi, din partea mea, un album de artă care a câștigat premiul Arta Cărții la Târgu Internațional de Carte de la Chișinău. Știind că scrieți atât de frumos, aș vrea să vă ofer cele mai frumoase poeme pe care mi le-a scris Grigore Vieru în colaborarea pe care am avut-o cu maestrul. Mulțumesc foarte mult!
Domnul profesor, vreau să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut dumneavoastră pentru cultura turdeană. Pentru faptul că și dumneavoastră scrieți o pagină importantă a acestui oraș. Fără dumneavoastră, cultura turdeană ar fi fost mai săracă, credeți-mă. Eu am venit astăzi, la început de primăvară, să-mi văd oamenii dragi. Oamenii care pe mine m-au marcat, dacă vreți. Oamenii de la care am avut de învățat. Și domnul profesor Casimcea este unul dintre ei. Domnule profesor, spuneți-mi, un artist din generația dumneavoastră, care v-a fost așa pe suflet. Astăzi vreau să dedic cântece doamnelor la emisiunea mea, dar cântece pe care le-au interpretat cei mai iubiți artiști. Spuneți-mi un artist pe care l-ați prețuit în tinerețea dumneavoastră, un artist român. Eu l-am apreciat în tinerețe foarte mult pe Luigi Ionescu. Și avea în repertoriu cântece foarte frumoase, cele mai multe adevărate șlagere. Adevărate șlagere. Stimați spectatori, îl urmărim pe maestrul Luigi Ionescu. Paul, mă, dar păi așa surprize. Păi da, astea sunt surprizele. Așa neanunțat, nimic. La mulți ani. Vai, sănătate. Dragule. Domne ajută. Mulțumesc din suflet. Stimați spectatori, sunt alături de profesora mea de limba română, care arată senzațional. Nu știu ce vârstă aveați când eu eram la început. Vreo 38. Vreo 38. Un om cu totul și cu totul special și i-am adus astăzi un cadou din inima Transilvaniei, dar aș vrea să vorbim câteva lucruri. Astăzi am fost așa, la diferite personalități turdene, oameni care mi-au marcat mie profesia, anii tinereții și vă mulțumesc că ne-ați primit. Eu mă bucur foarte mult că m-ai căutat și pe mine, înseamnă că a însemnat ceva colaborarea noastră de-a lungul. Vreau să vă spun că în momentul în care am ajuns eu la liceu, doamna profesoară Marcela Matei, pe lângă faptul că era un extraordinar profesor de limba română, se ocupa și cu manifestările artistice în școala noastră. Și datorită dânsei am început să-l iubesc extraordinar pe Eminescu, pe Grigore Vieru, pe mari poeți pe care îi învățam atunci în liceu. De unde dragostea asta pentru poezie? În permanență am simțit asta la dumneavoastră. Mie mi se pare absolut normal la un profesor de limba română să iubesc poezia și să îi fac și pe elevii mei să guste, să înțeleagă, să spună frumos un text, să interpreteze o poezie. Probabil că Consiliul Director v-a ales pe dumneavoastră să vă ocupați de partea culturală a liceului, pentru că au simțit așa dragostea către frumos, către artă, către muzică, pasiunea către muzică. Așa mă gândesc și eu că îmi plăcea să combin și mișcare scenică și interpretare. Făceam și recitaluri de poezie, dar și spectacole mai ample, chiar și cu părți muzicale, că de fapt așa ne-am cunoscut și noi. Așa este. Așa ne-am cunoscut. Vreau să vă spun că v-am adus astăzi o hartă a României noastre, care practic este un calendar pe anul acesta. Ce înseamnă România pentru un profesor de limba română? Pentru mine, România înseamnă limba în care mă exprim, pământul pe care iubesc să calc. Am fost plecată și eu în lume, am vizitat, dar crede-mă, în momentul când am ajuns înapoi acasă, în turda noastră, așa cum este ea, am avut un sentiment de fericire mare și am zis, Doamne, dar nicăieri nu e ca aici. Doamna profesoară, nu știu, cum eram eu în tinerețe, așa, cum m-ați văzut dumneavoastră? Știți că mi-ați dat o șansă atunci când repetam la cenaclurile literare, când dădeam spectacole în sala festivă, pentru că liceul nostru avea o sală festivă superbă. Credeați vreodată că am șanse să ajung la București? Categoric. Când ai deschis gura prima dată, am înțeles cu cine am de-a face. Absolut. Și ți-am și spus, băiete, tu vei reuși în viață. Asta ți-e calea, du-te înainte și nu renunța niciodată.
Toți profesorii te iubeau, să știi. Toți. Țineți minte când ne-am despărțit, le-am făcut un spectacol? Știu, știu. I-ai dăruit fiecăruia o strofă de melodie și a fost extraordinar. Ne-am și amuzat atunci. Și cum îl cheamă pe domnul profesor de matematică care a recitat? Angel îl cheamă. Domnul profesor Angel, domnul care a urcat Angel pe scenă, da, și a spus: e lung pământul, baielat, dar ca și Paul... un băiat, nici astăzi om pe lume nu-i, și avea o voce, vocea lui, icoană într-un altar să o pui la închinat. Vai, nu pot să cred că v-ați adus aminte. Și gândiți-vă că au trecut zeci de ani. Era parodia după nunta Zamfirei, da, și nu puteam să o uit. Aș vrea să vă ofer și o icoană cu toată dragostea mea. Mulțumesc mult, Paul. Dar și ultimele două materiale discografice cu mine. Vai, mă bucur extraordinar de mult. Și o cană cu drag de România mea. Mulțumesc. Doamna profesoară, nu știu cum este generația actuală de elevi. Eu știu cum era generația noastră, când totul se făcea cu simț de răspundere, când știam că ora e oră, când puneam pasiune în rostirea unui vers, când încercam să facem să fie totul perfect și tot ce realizam cu suflet. Cum e trecerea aceasta de atunci înspre anii 2020, înspre anul 2020? Da. Eu am fost un pic dezamăgită așa de ultimele generații, dar nu în totalitate, pentru că, să știi, în fiecare clasă apar nu mulți, dar dacă 3, 4, 5 dintre ei au atitudinea corectă, au dragoste de învățătură, de limba română, de poezie, de teatru, de astea, pentru mine și acel lucru este ceva. Stimați spectatori, îi mulțumesc doamnei profesoare Marcela Matei și îi dedic, dar și dumneavoastră, doamnelor, o melodie interpretată de un mare artist român, căruia îi dorim sănătate, maestrul Cornel Constantin. Hei, hey, sunt de bine ați venit! Mulțumesc, la mulți ani, mami! La mulți ani! Ia e mama, ea e mama și în spate e bunica! Ia-i, ce surpriză! Ce surpriză la bubulină! Ce faci, bunii? Măi, bine ați venit! Ți-am adus un tort pe care am scris bubulina și mama! Ce surpriză mi-ați făcut, Cipi dragă! Vai, te iubesc, iubitul lui bunica! Vai. Pe mama o să pun mai puțin să vorbească, că e foarte emotivă. Hai, bunii, să stai lângă mine aici, aici, da? Aici, vreau lângă tine. Bunica are 84 de ani, e un om cu totul și cu totul special și de obicei, în perioadele de iarnă, stă mai mult la mama, la apartament, pentru că la casă e mai greu iarna, nu? Da. Mai greu iarna. Da? Ce faci, bunic? Cum ești? Uite, bine, mă bucur că ai venit și îmi pare bine că te văd. Ia. Eu trec foarte des pe acasă, ea e învățată cu mine, da, să zic așa, dar bucuria cea mai mare e că suntem la început de primăvară, suntem pe 8 martie, ziua mamei, ziua femeii, și am venit să le spun la mulți ani. La mulți ani și năce, tot la fel. Și îți mulțumesc că ai venit și vai ce tort frumos, ce flori frumoase, vai ce surpriză, dragul meu, mi-ai făcut. Îți mulțumesc din suflet. Dar sunem bunii, cum eram eu copil? Vai, ce copil minunat erai. Foarte frumos, inteligent, cu minte. Numai laudă am avut după tine. Da? Și acum că ești mai mare, mai multă laudă avem. Mai multă laudă avem, că ești mai mare acum. Emisiunea aceasta pe care o filmăm acum se difuzează tocmai de ziua femeii. De ziua femeii, ne bucurăm atunci. Am fost astăzi prezent la câteva personalități turdene care nu m-au văzut de foarte mulți ani. Da, și am bucurat, vrut să oferim telespectatorilor muzică bună astăzi, pentru că am avut cei mai mari artiști în emisiunea Drag de România mea. Dar pentru că, uite, lumea te știe pe tine, că ai mai fost în câteva reportaje și realizate. Normal, da, da. Aș vrea să-mi spui, tu te-ai născut aici, în orașul ăsta. Cum vezi orașul în ani, cu trecerea timpului? Ți se pare că s-a schimbat Turda? Mai frumos o văd, mai altfel o văd. Oamenii cum sunt? Cum
cum să spun, aici toată lumea e bună. E bun. Oamenii nu mai au așa chef cum era odată. Când erai tu copil și vineai la mine, ce veselie era. Da. Strângeam toate prietenile, vineai, făceai pod, cântai, făceam cortină acolo, distracție frumoasă. Acum nu făceam mai... cortină, făceam o întreagă scenă, nu cortină, mai... și luam toate păturile bunici și îmi făceam, o scenă de aveai senzația că sunt la un festival internațional. Toate prietenile vineam, ne dădea câte un leu să adunăm, că vii să ne cânstuci. Noi râdeam acolo și a fost foarte frumos, mai de mult a fost acum așa cum e frumos. Atunci parcă era copilăria mai frumoasă ca acum, la toți copiii, nu știu ce să zic. La unii mai frumoasă, la alții mai tristă, nu. Și cum e viața la 84 de ani? Foarte frumoasă, eu văd că e foarte frumoasă viața mea, păi... nu, altceva ce să zic. Ești fericită cu nepoții? Vai de mic, cum să duc să fii fericită? Și mă bucur de tine când te văd la televizor întotdeauna. Sunt prietenile, să te vadă, să bucură și ele. Ești frumos, ești talentat, ești... ce mai să... un artist adevărat, ce ești și gata, și care... Bunica are mai mulți nepoți, unii sunt plecați prin străinătate. Da, câți nepoți ai? Patru. Patru. Vine să plâng de multe ori, că-s fericită, s-s fericită. Da. În rest, tot e bine, tot e... nu, restul toate strigătoare. Da. Sunt momente emoționante pentru că bunica a trecut printr-o dramă. Fiul ei a murit la 50 și ceva de ani și a rămas totuși fica. Fica are acum soțul iară. Da. Și am încercat să trecem peste trauma asta cu fruntea sus, să zic așa. Și tot timpul i-am explicat că cu toții vom pleca, mai repede sau mai târziu. Da. Unii pleacă de tineri, alții reușesc să trăiască mult timp pe pământ și nu trebuie să fim triști, nu? De multe ori mai amintirile, care ți le mai amintești, te mai face să mai cadă câte o lacrimă, ce să facem. Da. Asta e viața și, cum zici tu, tot ce-s trecătoare, dacă ești sănătos, ai sănătate, restul merg bine. Da. Bunii, spune-mi tu mie, ce artist iubești tu, dar din generația ta? Din a mea? Da. Aurelian Andreescu. Aurelian Andreescu. Foarte bine, Aurelian Andreescu. Ți-a plăcut? Da. A cântat frumos. A plăcut, a cântat frumos. Păcat că a plecat dintre noi. Aș vrea să-l urmărim acum cântând pentru dumneavoastră și revenim aici, acasă, la părinții și bunicii. Ce dragă! O doamnă care mă iubește foarte mult pe mine, doamna Cornelia Neagu, mi-a oferit această icoană care e făcută manual, cu mărgeluțe, după cum vezi, este Iisus Hristos. De asta vreau să-ți ofer ție această icoană, pentru că știu că te vei ruga la ea. Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Nici n-am avut așa icoană frumoasă niciodată. O să păstrez cu tot dragul de la tine. Și-ți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc, bunii, pentru anii frumoși și pentru faptul că m-ai educat frumos. Da. Eu am crescut la bunicile mele o perioadă îndelungată, pentru că ai mei munceau în continuu de lunea până vinerea, iar sâmbătă și duminica stăteam ori la bunica din partea mamei, ori la bunica din partea tatălui. Ai avut două bunici frumoase și... cât te-au îngrijit până ce ai plecat și astăzi ne putem mândri cu tine foarte tare. Îți mulțumesc că ai fost un copil cu cei 7 ani de acasă. Îți mulțumim frumos și îți dorim și eu, ca Băbulina, eu îți doresc să ai un an frumos, plin de bucurie și multă, multă sănătate, ca e cea mai frumoasă ca orice. Și multe succese să ai și să fii înconjurat de oameni frumoși pe care i-ai în ziua de astăzi. Aș vrea în final să recit niște versuri care merg foarte bine cu momentul acesta al venirii mele acasă. Hai să te ascultăm. Mi-e dor de anii ce au trecut, aș vrea să o iau de la început, cu mintea mea de acum, de azi
cu seva falnicilor brazi. Mi-e dor copilăria mea, de parcă ai fost altuia. Oare vreodată te-am trăit? Unde ai plecat? Unde ai fugit? Mi-e dor de chipul mamei drag, de zâmbetul rămas în prag, mi-e dor de dorurile ei și dor îmi e de Moș Andrei. Întoarce, Doamne, anii mei, oprește-ți și câțiva te vrei, copilăria dă-mi un dar, frumoasă zână în calendar, mai lasă-mă copil să fiu sub cer senin și azuriu, și, Doamne, nu mă părăsi, mai lasă-mă printre copii. Carmen Aldea Vlad ne-a scris versurile acestea cu dedicație pentru copilăria noastră. Foarte frumoasă. Și mai bine îți doresc. Stimați telespectatori, se pare că cu momentul acesta vom încheia prima emisiune din sezonul 4. Mai cu emoție un picuț, mai... A fost foarte bine. Da. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că duminica viitoare, începând cu ora 15, vom fi în casă nouă, să zic așa, pentru că avem un studio nou, studioul 3 al televiziunii române. Vă oferim din nou gale speciale la Drag de România Mea. Mi-aș dori să ne urmăriți, pentru că vom avea invitați remarcabili în platoul studioului 3 și îmi doresc să petreceți cu noi câteva luni bune în sezonul 4 cu muzică de calitate, cu muzică ușoară, cu muzică populară, cu mari personalități ale culturii române. Așa că urmăriți-ne duminica la ora 15, pentru că 2 ore de divertisment nu strică în fiecare duminică pentru dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc, să vă doresc sănătate, să aveți o primăvară frumoasă și, în final, să vă dedic cântecul lui Florin Bogardo, Tu ești primăvara mea. Doamnelor, dumneavoastră sunteți primăvara noastră și vă iubim, vă respectăm și vă prețuim.